altfel arată poziția sperelor și nu mai poate să se reducă în acest moment. Deci eu aș fi o gazdă bună, cum a spus și dumneavoastră ieri, relația a fost și l-am gândit să răspund și am pus fericită de Teddy. Am făcut sute de sticle de suc. Al nostru, din punct de vedere al cunoașterii Universului, este cel mai bun eu, al relației între Pământ, Soare și Cosmos, al incidenței constante, așa de așa, calendarul incidenței constante. La tine o variabilă acolo, care te se ducă la daci, știu. Ei, eu am făcut treaba aceea și am vărsat toate, cum să spun eu, adăugirile, toate diferențele de la sentimente sunt un singur pas de Dumnezeu. Pentru că ce-a costat? Eu nu pot să explic treaba asta. Legea este a geometriei armonice. Noi măsurăm timpul din perspectiva percepției umane în față Pământului, față de niște constante, așa se constate. Numai că, pe măsură ce Universul se întinde și timpul se mărește, e inclusiv orbita Pământului. Deci, practic, relația Universului, de aceea nu se schimbă această constantă. Din perspectiva măsurătorilor noastre, considerăm că Pământul e în centru, facem acest templu. Dar dacă privești în afară, cu ochiul lui Dumnezeu, totul este constant, nimic nu se poate. Și atunci, ce faci? Dacă eu sunt aici, și această constantă este de 0,7 secunde, în centrul galaxiei, zero, pentru că nu se mai modifică. Cine e în centru de aia? Dumnezeu. Deci nu se modifică nimic. Cu cât suntem mai departe undeva, în acest timp este prevind totul Dumnezeu din afară. Totul este bun. Relația spațiului, la nivelul izotești, relativul între noi, deci această relativitate, această percepție umană, ca și cum ne învinge în lumea, acolo, puneți-mi, puneți-mi acolo pe toată așa. Nu se poate amestecă în partea matematică, telecologică, partea numai. Dar eu acum ce fac? Mă, ce fac treaba asta? Vreau ca să inscris cu partea exact de integrat. Unii este Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Dacă eu unul, se pe pământ, sunt al doilea, pentru că el unul e unul. Ne intangibil. Și el începe cu doi, trei, patru, și creează toată cosmologia și metafora și metafora. Deci pe acasă. Da? Deci pe acasă. Doi, trei, și atunci am descoperit. Toată istoria, tot mitosul, eposul, până și două, sunt nou. Doamna primăriță, că doamna seamă pe cineva la primărie. Da, da, da. 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 Ție, vă promit că o să vin la dumneavoastră, la dumneavoastră în localitate, să începem să polarizăm localitatea cu vizionarii, da, dar și cu cei din Obârșie. Și am înțeles că aveți o legătură sufletească cu Părintele Bălaș. Da. Ei, mi-a fost și mie mentor, mi-a fost și prieten. Da, da, da. Discutăm asta, da. Da, 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 da. Okay. O să ne ocupăm și de asta și încet, încet o să ne ocupăm de monografia. Asta trebuie să aveți și o carte, dar trebuie să găsim cartea de aur a eroilor, localității dumneavoastră. Am onoarea să vă salut. Gheorghe Dean, are același nume. Să fiți sănătos. Mă referam la Gheorghe Dean, care a fost comandant la Amistad și șeful de sănătate. Da, super. Ia-o! Bravo! De la Coș veniți? Bravo! Aveți 87.
Avem nevoie de o creștere de oameni. Bună, hai să suntem. Steagul prostimea se întâmplă. Am dat libertatea prin statul. Dar am de 5 ani. Dacă am 6 comuni, și nu pot să fac am dat o libertate prin statul. O organizație face și pe 12 regiuni. Ați înțeles? Că dacă eu dezeam, dacă tot fac Suceava, asta este nu pot să fac. Dar există și cum zic, ca să nu mai stăm și cu ceva acolo și putem reușesc prin discuție. Păi da, e să rămâne. De voi este acolo. Ca începe la să se păi de data trecută care vă ia uitați, ce semnificație și de asta mă este pe oameni care pune el din cer. Asta e iar la fel, ia uitați. Dacă nu e un lider, nu ca și nu să Adică eu din comandă regiment să mă împac din la scoală, nu poate așa ceva. Nu, dar nu, deci eu am Aveți de așa vorbă? Aveți de așa vorbă?
Hai să stăm și unul. Trebuie să se ducă. Să
Nu,
Discutam la Craiova despre strategia de reconstrucție a României de întregii. Și atunci cântam împreună că trebuie să ne ducem în izvoarele neamului nostru pentru a activa rețele neuronale secundare ale românilor. Avem nevoie de doi poli. Primul este vorba de izvoarele neamului nostru și a doua despre vizionarea neamului nostru. În prima vară am avut un simpozion, a fost o reușită, din punctul nostru de vedere, o reușită mare, în sensul că un domn academician, când am plecat la Zemo, am întrebat pe mașină cum mi s-a putut acest simpozion și a spus că de 40 de ani, membru Academiei Române. Și avem 10 simpozioane de acest gen. Cel puțin 10 de ani. Dar ceea ce a făcut la Craiova, practic, este pictorie nouă pentru reconstrucția României. Vreau să vă spun că primul simpozion l-am dedicat prietenului meu de suflet, Tudor Diaconu, și părintelui Bălașa. Și acest simpozion
este dedicat, bineînțeles, domnului general de Chiar, pe care îl consider unul din eroii pe care avem de față cu noi acum. Toate au explodat în momentul când am aflat despre Sfântul Arseniu Boca, care vine pe treaba uluitoare, un mesaj nu numai pentru români, un mesaj pentru întreaga omenire. Și aceasta este. Deci nu avem liniște și echilibru până nu decidem în timp ce facem cu eternitatea noastră. Deci, cu alte cuvinte, în momentul când am prins acest concept, mi-am dat seama că putem să ne gândim la ceva extraordinar de important. Și indiferent în ce dimensiune suntem, conduși la îndeplinirea acest lucru. Eu mă rog la Dumnezeu, în următorii 35 de ani, să reușim să facem cele trei obiective mari pe care ne-am propus cu tinerii alături de care suntem acum. Deci este vorba de cei din Asociația Artaz al Moxa, copii crescuți de mine sau modelați de mine, așa între ghilimele, în aproximativ 28 de ani. O parte dintre ei sunt aici. O parte dintre ei o să dăm drumul la a doua asociație, Avangarda de Sacrificiu, termen cu care vine domnul Sfântul nostru Nedu Urbanscu. Și încercăm să facem și o editură, încercăm să facem și o tipografie și cele trei proiecte majore la care o să vedeți lucrurile în cartea respectivă. Deci este vorba să facem un oraș al sănătății Zalmux Arseniu Boca. Am făcut o proiecție și am dus-o la Șiroca, o placă mare pe care scrie Zalmux Arseniu Boca, orașul sănătății. Să semnăm până în 2050 pacea mondială la Samizizirea Regia, care e capisarea spirituală a românilor. Și al treilea obiectiv, al scris în cartea prietenii mele de suflet, da? Daniela Georgescu, care este de față aici. Deci este vorba de de o catedrală, pacea lumii, pe care o vom construi la Buci. Eu atâta vreau să vă spun, oricum o să încerc să fiu gazdă bună, o parte dintre dumneavoastră să vă invităm la firmă, să vedeți și un laborator. Avem aici așa prieteni de suflet, avem chiar pe președintele Asociației Cheșe România. Avem pe Mia, care a stat în casa lui Petrache Butun, când era copil, și mi-a dat o poză și mi-a arătat și inelul soției lui Petrache Lupu. Mi-am dat seama că dânsa are un sâmbure, un embrion extraordinar de important referitor la reconstrucția României, pentru că nu întâmplător a doua venire a lui Dumnezeu pe Pământ a venit la Petrache Lupu, a venit la noi în Oltenie aici, așa. Și cam atâta. Restul, încercăm să fim, așa cum v-am spus, gazde bune, încercăm să ducem în fiecare an acest lucru pe care am început, adică cele două simpozioane, și de acum vă anunț că la anul încercăm să facem primul congres internațional de pace la Craiova, datorită faptului că Părintele Bălașa, acum 100 de ani, a descoperit lângă Craiova, la 6 km, la Breasta, zidurile și artefacte pe care scriau în slavonă prima universitate din lume, Universitatea Zamosiană. Încercăm să punem în valoare aceste lucruri, în sensul că acum 28 de ani, când mi-am dat seama și am intuit ce se întâmplă în România, am considerat că decât în educație trebuie să punem picătură chinezească și în felul acesta am dat drumul la această școală online Zamoxiana. Am avut peste 35.000 de tineri în școală. Cei mai mulți, bineînțeles, că nu s-au ținut de cuvânt sau n-am reușit eu să fiu la înălțimea lor. Dar cei care au rămas lângă mine, uitați-vă, am dat drumul la această asociație, Artaz al Moxa, și acum dăm drumul la cea mai importantă asociație care se va face în România, Avangarda de Sacrificiu. Vă mulțumesc mult de tot, în primul rând, pentru prezență și pentru faptul că sunteți alături. Mulțumim, domnule Andreea Boc. Dau cuvântul acum domnului Gheorghe Stroie să vă spună și el cuvântul lui de bun venit. Bine ne-am găsit, ne-am regăsit. Mă simt acasă. Este al doilea pas pe care îl facem împreună și sper să mergem până la capătul lumii înainte, nu înapoi. Care este, în opinia mea, scopul acestei teme, care se anunță foarte pretențioasă? Vizionarii neamului nostru reprezintă
în opinia mea, atributul esențial al autoconducerii unei națiuni libere și suverane. Prevederea, previziunea. În această previziune, o nație care nu este prezentă, nu există, ca și pe internet. Nu ești pe internet, nu există. Nu ai vizionari, națiunea se risipește. Vizionare sunt cei care au capacitatea, fiind din sânul națiunii, să prevadă, să propună, să proiecteze un viitor în timp. Pentru o națiune, să-i dea un sens, să-i dea o menire, să-i exprime nădejdea și aspirațiile, idealurile. Noi încercăm acum să adunăm, în prima fază, eforturile noastre de previziune pentru a oferi un proiect de țară pentru o națiune. E mult pretențios spus, vă rog să luați loc, dar cam asta încercăm, o mână de oameni care cred că, dacă sunt prezenți aici, au o viziune, au o idee. Văd dincolo de mâine, dincolo de poimâine. Poate ne-am propus noi un orizont așa formal 2050. Adică atunci când vom fi albi. La tâmple, mai albi. Și acum suntem albi. Dar asta înseamnă că efortul acesta de previziune trebuie să găsească cadența în timp. Să găsească această cadență care să o facă eficace, să găsească apoi discipoli, să găsească apoi tehnologia, metodele tehnice, metodologia și tehnologia ca să se împlinească aceste. În lume sunt mari națiuni care au astfel de institute de nu dau nume, dumneavoastră știți mai bine că suntem între noi, marile națiuni au avut astfel de institute secrete, nesecrete, plătite de stat. Bașca, cele făcute de oameni cu dare de mână și cu cap bine modulat, și au reușit. Unii chiar reușesc să-și propună viitorul, să-l impună ca o viziune absolută, și să treacă la executarea exactă a intereselor pe care le proiectează acele aspirații și viziuni. Și dacă fac alții, noi ca națiune mare, atât de veche, de ce să nu facem? Și cred că este o premieră la Craiova aici, pentru că domnul Adi Pop are ceva nepământean în domnia sa. Eu așa văd. Trebuie să fii realmente altfel, atât de altfel încât să ne creadă nebuni, pentru că altfel nu pot spune despre noi, decât că suntem poate nebuni îngânfați, că mai ne dăm și aer de vizionare. Însă încercăm. În cercetarea științifică, încercarea are un rol esențial. Dacă ai greșit, atunci știi că pe acolo drumul e închis și cauți altul. Eu fac parte din tagma oamenilor care o să moară de curiozitate. Din curiozitate am ajuns aici. Meseria mea a fost alta și, până la urmă, așa este. Câteodată, nu noi conducem viața, ci viața ne duce pe noi în ispită. Din păcate. Ispita asta a curiozității, vreau să spun, să nu mă înțelegeți greșit. De aceea, până la oameni care suntem aici, cred că suntem o sală de brainstorming. Ceea ce am scris noi acolo au fost încercări într-o perioadă scurtă, mai mult forțată. Unele incomplete, alte poate chiar, unele fraze sunt chiar năzbătii. Și la mine, și la alții, așa e firesc. Repet, această încercare trebuie să fie continuă, permanentă, ca să fie nația eternă. Fără profeți, nația rătăcește pe drumuri străine. Sau cade în plasa unor profeții străine. Sau în credințe străine. Sau în idealuri străine, câteodată atât de ascunse în era dezinformării și manipulării, încât noi credem că suntem, dar nu suntem nimic. Dar să ne fericiți. Aceasta este, prin urmare,
Acesta este, cred eu, scopul pe care ne-l-am propus. Sau cel puțin eu, nu știu dacă și ceilalți v-ați recunoscut în ceea ce am spus, însă literatura noastră începe să crească. De la monahii cei vechi, de la cronicari, de la cei care stăteau cu condeiul și cugetau, ce o să fie cu noi? De unde suntem? Cine suntem? Încotro mergem? Mai ales la încotro mergem, încercăm să răspundem noi astăzi. O primă încercare și sper să o reluăm în etape, în așa fel încât astăzi facem primul pas. O deviză a Fundației Academia Dacă Române este a fi pentru a ști, a ști pentru a putea, a putea pentru a avea, a avea pentru a fi oameni fericiți. Mulțumesc! Vizionarii neamului nostru are onoarea să aibă alături un vizionar de calibru, să spunem, domnul general Mircea Chelaru, și ne va prezenta un material foarte bine făcut și haideți să-l urmărim cu atenție. Vă rog, domnul general. Folosesc. Până mai se ia din fond, așa. Okay. Am onoarea să vă salut. Sărătuna doamnelor, vă salut. Domnilor, v-ați trezit, da? Încă o cafea. Încă o cafea, nu? Dați-mi voie să încep prin a vă conecta empatic la această laudă pe care o aducem în fiecare zi când ne sculăm lui Dumnezeu, pentru că ne-a permis să fim toți azi aici. V-ați săvârșit timpul dumneavoastră, ați făcut o alegere bună, spun eu, căci toată existența noastră, clipă de clipă, este mereu alegere prin renunțare. Alegând să fiți aici, ia, aduceți-vă aminte la cât ați renunțat. Ați renunțat să fiți în altă parte, la piață, la o întâlnire, la un nepoțel. Asta e frumusețea vieții. A renunțat frumos și a alege minunat. Eu vă mulțumesc că ați ales minunat să veniți aici, lângă această echipă de iarăși oameni minunați, cum le spun eu, nebuni frumoși, cu ochiul minții scântărind în afară. E o metaforă eminesciană pe care am recompus-o, pentru că numai ochiul minții care scânteie în afară este cel ce poate genera viziune, căci dacă rămâne doar în interior, totul devine vedenie. Am văzut atâtea vedenii în ultimii 30 de ani, încât mă întrebam cum de mai ai curajul să produci un asemenea, hai să spunem, gest de competență și competitivitate personală, de a crea măcar ideea vizionarismului într-o lume care trăiește de pe o zi pe alta. Nu simțiți că trăiți de pe o zi pe alta? De ce pun această întrebare? Nu numai aici. Peste tot unde ne ducem, asumându-ne acest model de apostolat, de această transmitere directă, empatică, văzându-vă pe fiecare în parte, este forma prin care putem contracara obtuzitatea, dar mai ales ostilitatea unui sistem care nu mai e al nostru. Nu trebuie să fiți de acord cu ce spun, doar comparațiile cu propria noastră existență. Am venit cu mare bucurie și entuziasm aici, chiar dacă efortul este aproape dincolo de putințele fizice, normale a unui om, dar din interior se zămislește această voință asupra căreia mă voi opri la ultimul punct al intervenției. Închei acest captațiu benevolente, personal, lăudând și mirându-mă cum de poate o asemenea acțiune să reziste. Multe lucruri încep românii, dar repede le părăsesc. Le spuneam mai de ună la Suceava, de ce oare
avem o jumătate de Bucovină, o jumătate de Maramureș, o jumătate de Banat, o jumătate de Cadelater. Nu? Parcă așa e, nu așa? Pentru că facem lucruri cu jumătate, frate. Trebuie să învățăm să ducem lucrurile la capăt. Prin asumarea jertfei. În pauză chiar spuneam, ce relație extraordinară față de asemenea entități lucrative, eu spun răzbunătoare de spirit românesc, aduc prin injurii unii din afară. Mă refer la un oarecare Dan Alexa, care a scris acea carte numită Dacopatia, adică cei care se întorc în recaptarea rădăcinilor, sunt niște dacopați. Și am spus, dom'le, nu puteam, nu știam cum să-mi găsesc eu o definiție mai minunată decât a fi bolnav de identitatea străbunilor mei. Mulțumesc, domnule Dan Alexa, asta e definiția. Iată o armată de bolnavi pentru românism, românitate și această boală vreau să fie o contagiune națională. Dacă se poate. Dumnezeu ne aude oricum. El doar ne îndeamnă să facem. Căci nimic nu vine fără a face. Toată lumea are bune intenții. Superbe intenții. Am văzut atâtea materiale și am adus aici în relația semnului Cătălin. Paul Dobrescu. Un deceniu cât un secol, soluția acestui secol al lumii emergente. Am adunat pe toate. Mai înainte era o altă carte, Dezvoltarea în pragul mileniului 3. Mai există o carte, România, Viziunea 2030, a legii studenților care studiază în străinătate. Avem toate proiectele de țară, încă din 2000, al unui club de deștepți ai Academiei, în cap cu domnul Mugur Isărescu, care s-a înfundat repede în 2005. Avem de toate, trebuie să ne mai pomenim. Domnilor, oricât de minunate ar fi intențiile, acestea nu se consemnează de istorie. Istoria consemnează doar faptele, oricât de proaste sunt. A făptui înseamnă a avea făptură. Faptul în sine vine din făptură, iar făptura ce este decât cuprinderea materiei în forma gândului. Vă las să meditați puțin că asta înseamnă inclusiv din creație. Când Cătălin mi-a dat telefon de timpuriu și a enunțat tema, am purces foarte serios și grav la a găsi în 4 pagini totalul, sumul de idei care ar putea să producă ce? Modificări de atitudine. Cea mai importantă menire a unui lider e aceea de a modifica atitudine, trăirile și obiectivele. Restul sunt numai cap de turmă. Și Berbecu este cap de turmă, dar merge pe unii arată ciobană. Am devenit dintr-o națiune doar o turmă în care nici măcar ciobanii nu mai știu care este calea? Aceasta este una dintre întrebările retorice și ascultând cum a mers introducerea, am spus, domnilor, este atât de exactă și tehnică încât poate fi studiată de fiecare în parte. Dar am o concluzie. Aici. Actuala formă de construcție, de organizare și de funcționare a acestui stat care a trebuit să fie nu doar românesc, ci și al românilor, nu mai corespunde etapei istorice care ne aflăm. Este rost de caripă în interior, este hipercorupt instituțional. Nu mă refer la 1, 2, 3, 4. Instituțiile și-au corupt mecanismele de funcționare și produc numai rateuri. Practicându-se o politică a eșecului planificat. Spuneți-mi și mie un domeniu în care românul nu se plângă că este perdant. Unul singur, dați-mi. În spatele acestei strategii a eșecului
auziți la toate televiziunile, dar și din păcate și în marea masă, un imens cor de lamentabilitate, un cor de vocitoare. Ne plângem unii pe umări, altora, că nu ne iese nimic și întotdeauna e conspirația răului din afară împotriva noastră. Dar noi unde suntem? Asta e întrebarea. Atunci, în continuarea acestei întrebări, nu trebuie să scormonim, să vedem unde este hiba.